Salutare prieteni, Gădi Andrea să aici, revenim cu un nou video care este deja a doua încercare pentru că am încercat să-l fac încă o dată, însă nu mi-a ieșit cu traducerea de la lucrurile care vreau să vi le arăt astăzi. Cum am spus ultima oară, voi posta următorul video doar ca să vă arăt cum se poate ajunge la realizarea pe care am avut-o atunci, vreau să văd și realizarea care eu am acum, care este chiar foarte tare și nu mă așteptam să ajung așa de repede aici și vreau să văd munca care, care a fost în spatele acestor lucruri și fundamentul pe care au fost clădite, pentru că cum am spus în ultima filmare, lucrurile astea pur și simplu nu apar și adevărate nu apar de la sine și adevăratele succese în viață nu sunt pur și simplu la întâmplare sau a avut noroc sau pur și simplu a nimerit-o cineva, Și ci sunt lucruri calculate cu um, lucruri calculate pentru a minimiza riscul cât se poate de mult pentru ca să poți să mărești procentul de succes pe care îl vei avea pe viitor. Vreau să vă arăt lucrul acela. În primul rând vreau să vă arăt care este acel succes despre care vorbesc acum, care este acesta. În ultimele 30 de zile am ajuns la aproape 22.000 de euro vânzări încasări, ceea ce este chiar foarte mișto, mai mult, de două ori mai mult decât ceea ce mă așteptam la început. Și cum am zis, vreau să vă arăt fundamentul pe care s-a clădit toată treaba aceasta și am, vom lua săptămână cu săptămână, video cu video și foaie cu foaie sau fișă cu fișă pe care noi am învățat-o și pe care am clădit pentru ca să ajungem uh, până aici. A fost un drum extraordinar de frumos și uh, în continuare este foarte frumos, foarte greu, n-am făcut în viața mea ceva mai greu ca, ca aceasta dar um, viața e frumoasă când e grea. Viața nu ar fi frumoasă dacă ar fi ușoare. Când e prea ușoare e plictisitoare și um, pur și simplu <laughs> nu cred că e o viață de dorit. Ok, bun, video numărul 1, strada care este înaintea noastră. Am învățat despre lucrurile pe care, uh, asupra cărora noi ar trebui să ne concentrăm în, acest, uh, în această fișă. Și sunt patru domenii pe care trebuie să, la care trebuie să te concentrezi pe Amazon. Vreau să, ca să ai succes într-adevăr, vreau doar să specific că nu am să deschid foile, pentru că nu mi-aparțin mie, sunt proprietatea Amazon Ventures și nu am voie să le deschid, dar am voie să vă arăt sau să vă zic uh, câteva chestii. Despre, despre ele și ce am învățat de acolo. Apoi în video numărul 2 am învățat despre modul în care funcționează Amazonul, despre mindset-ul care îl are Jeff Bezos și cum vede el lucrurile ca să știm cum să lucrăm cu Amazonul. Pentru că dacă tu lucrezi cu Amazonul și ai același mindset ca și el atunci Amazonul te va ajuta pe tine să lucrez împreună cu el, ceea ce îți va aduce uh, măcar o parte din succesul care îl are Amazonul în general. Și pentru aceasta am citit fiecare scrisoare pe care Jeff Bezos a trimit-o acționarilor lui din momentul în care a deschis firma până astăzi. Foarte multe lucruri în vezi de acolo pentru că sunt pur și simplu gândurile personale lui Jeff Bezos. Apoi uh, am învățat despre uh, despre legile naturii și vreau doar specific că cam fiecare video are între o oră, o oră jumate, două ore, două ore jumate și ultimul video din săptămâna două chiar patru ore are <laughs> și este foarte mult content acolo și pe lângă aceasta avem și aceste fișe de unde învățăm foarte multe. Apoi fișa care este importantă de la acest video este Full Stack Mindset care este pur și simplu, <coughs> care spune pur și simplu faptul că noi ar trebui să avem o minte care știe foarte multe din multe domenii principale și importante multe skill-uri care noi trebuie să le avem pe Amazon, pur și simplu trebuie să le, le optimizăm foarte bine și să fim maestri asupra lor pentru ca să putem să avem succes sunt două feluri de minți care sunt care există în lumea de astăzi, sunt acele minți care știu câte puțin din fiecare chestie și alte minți care sunt experte pe doar câteva domenii. Ei, noi pentru Amazon și pentru un business în general avem nevoie de o minte full stack care, are, care este destul de bună, destul, nu expertă, dar foarte bună în mai multe domenii. Nu, din păcate nu am acel grafic ca să vi-l arăt, era chiar fain, dar um, am să vi-l arăt poate altă altă dată. Bun, al cincilea era video. Cele patru cei patru pași înainte de început. Am învățat despre ce forme de companii sunt în Germania și care sunt cele cele mai relevante pentru noi, cum să înregistrăm pas cu pas o firmă în Germania, cum să <coughs> facem formularul pentru numărul EORI de care avem nevoie pentru import și cum să trimitem formularul pentru fisc pentru ca să putem să vindem pe Amazon. Dacă nu, contul este închis și treaba cu fisc este chiar foarte tare în Germania, nu știu în alte țări cum este pentru că ne apără foarte mult de vânzătorii chinești care vor să vândă în Germania fără ca să plătească impozite, care în mod clar și definitiv ne din impozite, strică prețul pieții și uh, <laughs> ne strică și nouă businessul și Amazon și Germania general vrea să împiedice acest lucru prin acel formular prin care fiscul verifică dacă firma ta plătește impozit la stat sau nu. A doua săptămână este vorba despre diagrama amintirii și rezultatului care pur și simplu spune um, faptul că noi la început începem cu foarte multă motivație, dar nu avem niciun rezultat și pe măsură ce timpul trece acea motivație dispare și când a dispărut de tot, atunci încep și rezultatele să apară și e foarte important să ținem lucrul ăsta în minte pentru că de multe ori noi ne lăsăm atunci când dispare, dispare acea motivație fără să știm faptul că exact atunci este momentul când rezultatele vor apărea. Al doilea video am învățat despre cum să ne facem managementul părților noastre joase în așa fel încât pe viitor părțile noastre joase în care suntem la pământ să fie, mai, să fie la fel de sus ca părțile noastre în care suntem sus acum. Înțelegi cum să, înțelegeți cum să avem acea, acea creștere până acolo. Așa, apoi al treilea video. Um, fișa Uh, adevărat, împotriva uh, lucrurilor adevărate, împotriva lucrurilor false. Uh, aici învățăm pur și simplu cum să nu mai judecăm oamenii și cum să avem un echilibru și să nu fim uh, absolutiști sau să fim doar pe o singură parte. Trebuie să avem un echilibru și să ne dăm seama că excesul de un lucru bun poate fi rău. De aceea este foarte important să nu facem exces din niciun lucru bun, niciun lucru uh, care ar fi, ar fi ideal pentru noi pentru că atunci devine în mod automat uh, rău. Al patrulea video am învățat despre cum funcționează mintea noastră și cât de puternice sunt gândurile asupra minții noastre și cât de obsesivă este mintea noastră cu gândurile, ce influență au gândurile negative și ce influență au gândurile pozitive. De exemplu, atunci când apar problemele și mintea se gândește o, oh, e foarte greu, o, oh, e și asta, apare și problema aia și banii sunt puțini și au rău până facem bani, ea devine obsesivă pe aceste lucruri și pur și simplu se închide și nu mai, nu mai vrea vreodată să continue. Ceea ce trebuie să facem este să ne dăm două palme, să facem un duș, un duș rece, să ne rugăm și să ne punem din nou credințele și motivațiile la, la loc și să zicem atunci când sunt probleme, hai că nu e așa de rău, hai că hai să mergem un pic mai înainte, poate sunt, poate sunt lucruri care încă nu le cunoaștem, gen să vedem lucrurile mult mai pozitiv și să ne calmăm și să reușim în mijlocul furtunii să găsim uh, acel safe, pla safe place unde să ne refugiem pentru ca să putem să mergem mai departe foarte important, fără fără aceasta sincer, cred că nu cred că n-aș fi putut să dau înainte apoi, al cincilea video foarte important, foarte bun, am învățat despre caracterul pe care noi îl avem ca să știm cu ceea ce noi ne confruntăm. Pentru că, într-un business, era un, un businessman foarte popular, spunea că oamenii nu au probleme de business, ci au probleme de viață care se reflectă în businessul lor. De aceea e foarte important să știm ce fel de caracter avem noi, care sunt problemele noastre de caracter. Suntem un pic. suntem, suntem unioși sau suntem sperioși sau suntem egoiști sau poate suntem um, narcisiști sau habar n-am, lucruri care ar putea să. Lucruri bune, lucrurile din caracterul nostru vrem să le vedem pe toate ca să știm ce să optimizăm. De aceea avem următoarea fișă care este noul caracter, unde noi ne gândim, ok, ăsta este caracterul meu de acum, ce caracter ar trebui să am eu ca să pot reuși? Dacă ești un om de lăsător, atunci, în fișa cu noul, dacă ai identificat în fișa aceasta că ești un om de lăsător, în noua fișă vei spune faptul că trebuie să nu mai fii un om de lăsător. Acolo este viziunea și este celul spre care tu te îndrepți pentru că gândește-te că persoana care va reuși este, pardon, este total diferită de persoana care a început totul. Total diferită, nu au nicio treabă una cu cealaltă. Eu sunt total altă persoană față de persoana care a început acum un an de zile. M-am schimbat foarte, foarte, foarte mult. Problemele m-au schimbat. Dumnezeu în același timp m-a schimbat. Elisa, soția mea, m-a schimbat prin, prin statornicia și calmul ei și așa mai departe și motivația care mi-a adus-o. Foarte importantă acea fișă. Um, aici ne-am creat viziunea noastră pe viitor ca să știm um, încotro ne dreptăm și ce am dorit să facem noi pe viitor și aici am vizualizat-o prin imagini și ne-am făcut un vision board la care eu mă uitam destul de des la început ca să mi-o pot pune în minte să știu, ok, asta vreau să ajung să reușesc, asta vreau să ajung să realizez în viața aceasta în următorul an sau următorii 2 ani. Bun, apoi avem the performance tracking sheet unde noi pur și simplu um, ne, <coughs> ne organizăm lucrurile personale și lucrurile de business și vedem cam ce performanță am dat noi în fiecare zi la lucru și în lucrurile personale. Um, foarte bună și această și această fișă, cum am zis ultimul video este de 4 ore, uh, e un video chiar foarte, 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 foarte bun. Um, vă dați seama că în acele video sunt mult mai multe informații care eu sunt incapabil să le dau doar în 15-20 de minute. Săptămâna a treia am învățat despre Helium 10, care este, după părerea mea, cea mai bună, uh, cel mai bun tool când vine vorba despre Amazon. Acolo ai efectiv tot ce trebuie ca să poți să reușești să scriezi un listing puternic, să cauți produse, să faci o grămadă de chestii foarte faine. Apoi, al doilea video, am învățat despre cum putem să ne dăm seama de produsele bune și produse rele, produsele cu potențial, etc. Apoi am învățat despre cum să facem o analiză de produse foarte bună și avem această fișă, acest tool, această ustensilă de analiză de produse, unde noi adăugăm aproape 30, 60, 50 de produse pe care le um, comparăm unul cu unul ca să vedem efectiv care sunt efectiv cele mai bune produse și dacă unul nu merge, nu nimic, mai ai încă 40 sau măcar 20 de produse foarte bune din care poți alege. Și aici sunt verificate mai multe date, care le compari unul cu unul ca să iei pur și simplu cea mai bună decizie. Um, așa am ajuns eu cel puțin la produsul pe care l-am acum. Apoi avem videoul 4 unde învățăm despre cum să clasificăm sau ce notă să dăm marketingului listingurilor diferite pe care noi le căutăm și le cercetăm să vedem dacă într-adevăr este potențial în acea nișă sau nu. Apoi avem săptămâna 4 unde avem aceste uh, workflow pentru import, care sunt chiar foarte faine și unul dintre ele este workflow-ul Trello care chiar pot să vi-l arăt. Este chiar foarte fain, avem aici dezvoltarea produsului. Cu toți pașii pe care noi trebuie să-i facem. Pas cu pas, ca un inginer, când am făcut un pas pac, verificăm. Pentru fiecare produs, ca nu cumva să uităm ceva, după cum vedeți, sunt foarte mulți pași, aceea, este dezvolta aceea era dezvoltarea produsului, aici este um, comanda, uite câți pași sunt și la comandă pe care noi trebuie să-i luăm în considerare, apoi câți pași sunt la transport care trebuie să-i luăm în considerare, toți acești pași trebuie să fie făcuți și înainte de toate acestea, aceste, um, două, aceste două lucruri, nu știu cum să le zic acum, certificatele care noi trebuie să le cercetăm înainte ca să dăm uh, comanda și să verificăm produsul, aceștia sunt pașii pe care noi trebuie să-i facem și apoi cum verificăm patentele dacă cumva produsul este patentat. E un workflow chiar foarte fine. nu poți să faci o greșeală dacă chiar urmezi toți pașii aceia. Apoi avem um, workflow-ul din Google Sheets, unde noi pur și simplu um, dezvoltăm produsul propriu, identificăm problemele, le scriem, uh, scriem îmbunătățirile care vrem să le facem, avem acolo contactul cu, um, cu, uh, cu cum să zic, supplierii noștri, cei care cei care produc produsele unde noi îi verificăm și le dăm note și vedem pur și simplu care este cel mai bun supplier pentru cel mai bun produs. Nu poți să greșești dacă într-adevăr urmești pașii aceia. E mult de muncă, dar e muncă chiar necesară. Apoi avem fișa pentru certificate, unde învățăm efectiv ce certificate avem nevoie noi pentru produsul nostru și cum putem să identificăm acele certificate și să aflăm dacă avem nevoie de ele și la ce companii în China putem să trimitem produsul ca să verificăm dacă într-adevăr e un produs mai complex, ca să verificăm toate certificatele de care avem nevoie. Apoi avem. Um, avem declarația de conformitate a produsului pe, în cazul în care avem un certificat ca noi să îl putem de, ca noi să putem declara că avem certificatul acela la vamă, atunci când îl importăm, este o fișă chiar foarte fină, mică și frumoasă și concisă. E important să o ai la mână, dacă nu ți se blochează marfa la vamă. Apoi am învățat despre China și cum lucrez cu chinezii și ce principii și reguli au chinezii și e chiar total alt oameni, e total altă lume acolo și gândesc într-un mod total diferit. A fost chiar foarte interesant să învățăm cum gândesc ei ca să știm cum să ne comportăm cu ei și unul dintre cele mai importante lucruri este relația cu supplierul pentru că el este cel mai important angajat al tău, De acolo este, acolo este viitorul firmei tale. Apoi contactul cu producătorul, chiar foarte important, avem o, o, o fișă foarte bine făcută um, Um, care este analizată psihologic, are un efect psihologic atunci când scriem în felul acesta supplierului ca să-l atragem și să creăm o, o relație pe termen lung cu ei. Apoi un troubleshooting pentru, uh, troubleshooting pentru import, dacă cumva avem probleme să vedem cum le putem identifica și cam atât din acest video. Apoi cum să ne calculăm într-un mod eficient marja de profitabilitate a produsului nostru. Și avem acest calculator pe care eu îl folosesc, chiar foarte bun, acesta vi-l pot arăta pentru că nu aparține cursului în care mă aflu. După cum vedeți e foarte complex, dar, dar, dar foarte bun și m-a ajutat foarte mult. Aici avem pur și simplu toate datele de care noi avem nevoie ca să vedem dacă într-adevăr suntem profitabili cu produsul. Totul de la toate taxele care le plătim în China, în Germania, care le plătim la Amazon, totul de la moneda în care noi plătim și ce curs valutar are acea monedă, apoi lucrurile care le plătim noi la produs, ce etichetă, ce pungă, cât costă fiecare chestie, cât costă branding cât costă label cât costă dacă ai o agenție de sourcing sau ai făcut un design la produs sau Alte chestii, zon stiges, cât mă costă transportul până în Germania, cât mă costă transportul în Germania, cât mă costă solul și așa mai departe și aici văd cât m-a costat totul, apoi sunt costurile de la Amazon, aici este doar un, aici este doar un exemplu, deci nu este fișa mea, nu vă temeți, nu v-am arătat fișa mea, aici adăugăm prețul, toate costurile de la Amazon, aici vedem marja de profitabilitate care noi o avem, și mai jos mai sunt încă trei lucruri foarte importante sau de fapt două lucruri foarte importante care este um, The Drive die Regel care pur și simplu zice că prețul nostru de vânzare ar trebui să fie de trei ori mai mare decât prețul de cumpărare uh, total cu tot cu import și poze și tot ce ai plătit și roiul care ar trebui să fie uh, The return on invest care ar trebui să fie la 100% adică dacă investești 7 dolari să ți se întoarcă 14 adică 7 dolari care ai investit și încă 7 Profit. Bun, aceasta a fost acel, acel calculator care îl folosim chiar foarte, foarte mult și chiar foarte bun. Apoi avem sol um, tarif numă Sunt um, numele de tarifare de vamală, ca să înțelegem și să știm cam cât vom plăti noi la vamă pentru acel produs. Fiecare produs intră într-o anume, anume categorie care are o anume taxă atunci când îl aduci în în, uh, în țară și e foarte important să știi care e acea taxă ca să poți să știi dacă ai destul buget pentru acel produs. Apoi, am învățat despre, despre branding și design, care pur și simplu după părerea mea aici este cel mai punctul culminant când vine vorba de profitabilitatea produsului sau dacă se vinde bine designul este 80% din succesul produsului tău și de asta avem un o fișă întreagă cu videouri, foarte multe videouri unde am învățat despre design, de la alții um, și chiar m-a ajutat foarte mult să înțeleg cum ar trebui să arate un produs și un listing frumos. Apoi cum facem um, cum ne creăm un account în seller central la Amazon cum înregistrăm o marcă în uh, Germania și și în Europa foarte important acest pas îți aduce o grămadă o grămadă de avantaje apoi cum facem codurile de bare EAN și FNSKU care sunt codurile de bare a Amazonului și cum lucrăm cu 99designs care este un site efectiv foarte 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 bun dacă vrei să-ți faci designul la logo la împachetare și așa mai departe um, și ultima fișă este cu uh, simbolurile care trebuie să ajungă pe produsele noastre. Apoi, al șaselea video, avem uh, etichetele de, trimite, de trimitere pentru Amazon, cum le creem. Avem PO Agreement, adică pre-order agreement, care este un contract care tu-l faci cu. Um, cu producătorul tău unde tu definești cuvântul de calitate, nu doar, comezi, nu, nu doar comanzi 5.000 de bluze violet și el îți face 5.000 de bluze violet, dar nimeni nu știe ce înseamnă calitatea acolo, acolo tu uh, specifici cam ce vrei din acele, din acele bluze și cum vrei să arate ce material și așa mai departe și toate standardele care trebuie să le atingă, și încă un pas foarte important inspecția de calitate și cum să faci o inspecție de calitate foarte bună e un pas destul de greu dar e foarte esențial pentru ca să importezi, să nu importezi gunoaie efectiv în Europa un pas foarte important a cincea săptămână mergem mai departe, a cincea săptămână foarte tare, foarte frumoasă, am atâtea amintiri faine numai când mă uit de la săptămână la săptămână când țin minte fiecare pas care l-am parcurs avem direct licența la împachetare care costă ceva Um, dar e foarte importantă fără de care um, se poate închide pentru o perioadă a contul de seller de la Amazon și trebuie să ai licență la împachetare pentru fiecare țară în care vinzi. Dacă vinzi în Austria și vinzi și în Anglia și și în Spania trebuie să ai o licență de împachetare pentru fiecare. Apoi AGB, un impresum și dat în Aici sunt textele legale care tu trebuie să le ai și să le legi de contul tău de Amazon fără de care vei avea foarte mari probleme dacă nu o faci. Aici este cum Aici este fișa care îți arată cum să îți asiguri firma și unde și la cine, uh, care, se, care sunt cele mai bune asigurări care le poți avea pentru firmă, foarte importantă și aceasta, care sunt cele mai bune software-uri software pentru facturare, ca să nu stai tu să faci fiecare factură pentru fiecare client, sunt um, software-uri automatizate unde tu um, faci, unde factura pentru fiecare client este creată de un soft, cum să îți depozitezi marfa ta în Polonia și Cehia pentru ca să salvezi 50 de cenți la fiecare bucată vândută, asta se merită doar după 1000 de bucăți vândute pe lună, apoi cum să înveți să te descurci cu Seller Central, pentru că dacă vă uitați în Seller Central aici, totul e destul de um, complicat la prima vedere. Um, sunt multe chestii, multe lucruri um, care ai putea să le accesezi, de unde poți să aduci date, și noi învățăm acolo pur și simplu care sunt cele mai importante chestii pe care noi le folosim. Pentru că Amazonul nu este neapărat un site pentru private label seller, ci um, Hai să nu intrăm în alea că intrăm în prea multe detalii. Ok. Deci și cum să dai drumul la categorii care sunt închise pentru că sunt unele categorii la Amazon de ai nevoie de contract de certificate sau de um, o acceptare specială din partea Amazonului ca să vinzi în ele. De exemplu, bijuteriile și uh, tot ce înseamnă mâncare. Apoi, al doilea video, cum facem un brand store pe Amazon? Foarte important, îl poți face doar dacă ai marca înregistrată și îți aduce o grămadă de avantaje. Cum poți să îți um, setezi așa cum trebuie factorii de soft și de acond care au o influență nu de foarte mare asupra algoritmului, dar este acolo și e foarte important ca să o folosim și... Încă un, o fișă foarte importantă, Keyword Sheet, cum căutăm, acolo adăugăm toate cuvintele, cheie căutate, acolo le analizăm după relevanță, vedem care sunt cele mai căutate cu cel, cel mai mult volum de căutare, cele mai relevante, acolo avem cuvintele principale, cuvintele de focus. Deci fără acest sheet nu poți să-ți faci un listing așa cum trebuie. Foarte important să fie completat. Apoi mergem mai departe la... La crearea unui listing perfect și avem avatarul clientului nostru. E foarte important să știm cine este clientul nostru, pentru că noi nu vindem la toți dintr-o nișă, ci trebuie să fim focusați pe o anume clientelă. clientela este bătrână, este tânără, este mai sportivă, nu așa sportivă. Depinde de nișă, depinde de ce clientele o ai. E foarte important să ai avatarul clientului. Apoi avem uh, USP-ul și features și benefitul uh, produsului nostru, ca să știm ceea ce noi vindem și ceea ce noi scriem în, în al listing nostru că este ca și avantaj la produsul nostru. Foarte important aceasta! Um, cum facem un listing? Foarte important și cum facem contentul content EBC, care este o descriere cu poze care dă foarte bine și care o poți lua doar și care o poți face doar dacă ai marca înregistrată. Ele sunt, a avea marca înregistrată aduce chiar foarte multe avantaje de marketing care până la urmă marketingul vinde pe Amazon. Apoi ultimul video din, acest, din această săptămână am învățat despre cum să alegem efectiv cei mai tari fotografii. care ei, deci fotografii sunt <laughs> toți, deci toți și supplierul și fotografii sunt amândoi la fel de important, importanți supraierul cu calitatea și fotograful cu pozele. Pozele vând, pozele fac 80% din tot succesul, uh, când vine vorba de vânzare pe Amazon. Uh, da, cam asta a fost video, cam asta a fost uh, săptămâna a 5, mergem mai departe în săptămâna a 6, -a, unde avem videoul 1, unde învățăm despre PPC, uh, și toate, și, și, și toate prescurtările și ce înseamnă acele prescurtări de, de la PPC ca să înțelegem despre ce vorbim cum să relansezi un produs vechi cum să îți creezi review-urile pentru că Amazon este foarte deștept și, și sunt metode bine amănunțite cum să ți creezi review-uri ca nu cumva Amazonul să ți le șteargă ceea ce câteodată mi se întâmplă și mie dar nu am ce să fac uh, faci ce poți ca să ca, ca să uh, ca ca modul tău de a crea review să pară cât mai real posibil. Um, am învățat despre produsele sponsorizate apoi am învățat despre cum să facem o strategie de market, de performance marketing. Pentru că performance marketing e mult mai diferit decât uh, marketing normal, adică să iei, să pui o plancardă undeva, unde nu știi câți oameni au văzut, nu știi câți clienți ți-au adus acea plancardă, nu știi um, la cât ai investit tu, cât return ai avut în bani și așa mai departe. Um, pe Amazon e foarte fain că putem să facem performance marketing unde avem date foarte clare și pe baza celor date noi luăm decizii în, în sensul investiției mai mari în marketing sau investiției mai mici în marketing ca într-adevăr să fim și profitabili. Apoi avem fiecare uh, preț pentru, de, de click pentru campaniile, pardon, pentru campaniile de PPC uh, care e foarte important ca să le. ca să intri agresiv atunci când lansezi un, un produs pe PPC și avem pentru fiecare marjă în parte uh, un anume preț, depinzând de marja pe care noi avem. Depinde și prețul care care îl pui pe click pentru fieca, fiecare campanie în parte, pentru că sunt campanii exacte, sunt campanii um, depărtate, sunt campanii automate și așa mai departe, și fiecare campanie are prețul ei de click. Ok, mergem mai departe cu um, PPC Tracking Sheet, adică noi, pur și simplu, um, cum, cum, cum aș putea zic la tracking? Um, noi, pur și simplu, controlăm sau um, urmăm fiecare cuvânt pe care noi l-am adăugat la PPC și care l-avem în listingul nostru să vedem ce performanță are, să vedem ce date are ca să știm cum optimizăm, să vedem ce cheltuieli avem de pe el și ce câștig avem de pe el, ca să știm dacă îi ridicăm prețul care îl plătim pentru acel click, pentru acel cuvânt sau dacă îl coborăm. E foarte importantă, foarte important acest sheet și e destul de complex, dar e foarte fain. Apoi avem um, Ranking Yubavahung, care înseamnă pur și simplu să vedem unde rankăm noi, pe ce pagină și pe ce loc atât organic cât și cu listingul sponsorizat pe Amazon, cu primele 30 de cuvinte. E foarte important să știm asta ca să știm unde mai optimizăm și unde mai creăm vânzări și unde mergem mai agresiv cu PPC-ul ca să ajungem pe pagina și pe locul întâi. Apoi uh, troubleshooting pentru PPC, dacă ceva nu merge, nu merge. de ce nu merge... Um, da, putem să mergem mai departe, de fapt, FBA Tracking Sheet, foarte important aici, vedem de la săptămână la săptămână cum a progresat listingul nostru, ce vânzări am avut, ce, uh, cât am dat la, du -te muscă, cât am dat la PPC, cât ne rămâne nouă mână și așa mai departe și asta de la săptămână la săptămână, ce review-uri avem și așa mai departe, cam așa arată, e foarte complex, dar foarte faină. Și ultima este Cash Flow System, care este pur și simplu viața companiei noastre. E foarte complex, e foarte bun și m-a ajutat foarte mult. E un video de două ore doar cum să completezi acest, acest sheet și nu este doar interfața asta care, care vi-o arăt acum. Aici avem efectiv toate intrările, toate ieșirile actuale și preliminare pe patru luni pe care noi le facem o dată pe săptămână sau depinde de caz chiar la două săptămâni. Aici avem dată în banc unde adăugăm mai multe informații <coughs> și cam așa arată. Aici adăugăm ce, ce cheltuieli avem pe diferite domenii și așa mai departe care sunt adăugate apoi aici în dashboard, apoi avem intrările a fixea fixia ausgaben care sunt cheltuielile noastre care sunt fixe totdeauna, și apoi cheltuielile variabile care uh, nu facem, care le adăugăm doar la sfârșitul lunii când știm exact ceea ce am cheltuit, și apoi cheltuielile de pe fiecare produs în parte, produsul 1, produsul 2, produsul 3, produsul 4 și produsul 5, pentru ca să vedem exact și foarte clar cum și ce ritm de viață are businessul nostru. Să știi cum funcționează, cum merge businessul tău, ce intrarea, ce ieșiri, ce cash flow cât Câți, câți bani intră în plus și câți bani intră în minus pe lună e foarte, foarte, foarte important ca să poți să-ți dai seama când îți permiți să investești, când nu îți permiți să investești, să poți să-ți dai seama efectiv cum merge afacerea ta și cum o poți optimiza pe viitor. Bun! Deci, avem un video de 30 de minute. Am explicat în 30 de minute ceea ce am făcut în 10 luni. A fost foarte multă treabă, foarte mult de lucru. Um, și știți, nu e numai, nu e numai informația, e degeaba ai informația dacă nu o poți pune în practică. De multe ori ai vrea să faci chestii dar nu știi cum sau nu poți sau nu ai chef. Este încă o mare parte care noi am învățat în primele două săptămâni despre cum să realizezi lucrurile astea. Cum, cum poți să te pui la treabă și să fii determinat să mergi înainte. Ce fel de motivație și ar trebui să ai și vă zic, banii n-ar trebui să fie motivația. Dacă banii sunt motivația, atunci în mod sigur nu o să nu o să reușești pe Amazon, Amazon. pentru că în momentul când banii pleacă și uh, în momentul când apare o problemă și banii se duc, s-a dus și succesul tău, s-a dus și motivația ta, s-a dus și toată firma că probabil o vei închide. Motivația trebuie să fie cu totul alta și uh, uh, de multe ori aud oameni, vreau să mă apuc de Amazon pentru că faci mulți bani. Da, faci, dar uh, ca să ajungi să faci, trebuie să ai o total altă motivație și motivația trebui să fie aceea de a aduce ceva real, ceva bun pentru clienți ceva bun pentru oameni și chiar să realizezi ceva pentru care tu ai pasiune și pentru care ai fi dispus să investești și să-l și să faci dacă nu ai avea deloc nevoie de bani e foarte important, atunci vei fi cel mai fericit și atunci vei avea cele mai mari succese și realizări pentru că vei face acel lucru indiferent de ce probleme vor veni um, și îți va place să lucrezi acolo și să investești timpul tău și interesul tău. Mulțumesc mult prieten că m-ați ascultat. Până la următorul video aș dori să vorbesc despre uh, realitatea cu privire la Amazon și cam care sunt cheltuielile cu Amazon pentru că am văzut un video de la cineva care era foarte supărat pe unele cursuri în care într-adevăr erau pentru, pentru America, piața din America, eu nu o cunosc deloc, sunt total alte reguli acolo și total alte costuri. Uh, însă, e foarte clar pentru mine că, uh, când zici că ai nevoie doar de 5.000 de euro pentru a vinde cu succes pe Amazon, uh, e doar o parte din poveste. Uh, într adevăr 5.000 de euro doar pentru investiția produsului, dar sunt multe alte cheltuieli pe care, trebu care trebuie să fie luate în considerare și multă altă muncă care trebuie să fie luată în considerare ca cineva să-și dea seama dacă într-adevăr se rentează să facă asta sau chiar vrea să o facă sau nu. Pentru că dacă se gândește doar la bani, bă, doar 5.000 de euro, i-am băgat și mi scot bani, uh, vei fi dezamăgit, vei pierde bani și probabil nu o să te mai puși de asta niciodată. Rămâneți aproape până la următorul video și v-am pupat. Ciao.